colac peste pupăză. Traficul din capitală și așa anevoios, mai ales în ultimele zile din cauza lucrărilor de reparație a străzilor, pune la plus încercare răbdarea participanților la trafic în contextul vizitei în Republica Moldova a unor înalți oficiali. În perioada 9-11 noiembrie, în Republica Moldova se vor afla într-o vizită oficială președintele Comisiei Europene și președintele Parlamentului European. În acest context, Poliția Republicii Moldova vine cu mai multe solicitări pentru participanții la traficul rutier. Pentru buna desfășurare a vizitei, poliția, de comun cu alte instituții, vor întreprinde măsurile necesare în scopul asigurării eficiente a ordinii publice și securității circulației rutiere pe perioada vizitei oficiale, precum și pentru prevenirea și contracararea posibilelor încălcări ale ordinii de drept și altor acțiuni care ar putea periclita buna desfășurare a evenimentelor. În acest context, solicităm participanților la trafic să manifeste disciplină maximă, să dea dovadă de înțelegere și să se conformeze necondiționat cerințelor legale ale polițiștilor. Prudența este esențială și în contextul în care pe mai multe străzi din capitală, subdiviziunile primăriei desfășoară lucrări de reparație. Drum bun și răbdare în trafic.